Stimați frați, stimate surori, vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului în Epistola 1 Corinteni, capitolul 14, de unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 29. Haideți împreună să stăm ridicați în vederea citirii cuvântului. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire uneia care și-a capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neuzaților. Am citit locul acesta din Scriptură cu dorința de a vă părtăși cuvântul lui Dumnezeu ca răspuns la o întrebare. O întrebare foarte importantă, și anume întrebarea cum să judecăm prorocia. Cuvântul Domnului, în pasajul pe care l-am citit, spune cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți, să înțelege ceilalți proroci, ceilalți frați prezenți în adunare, credincioșii prezenți la acea întâlnire, să judece. Întrebarea noastră este cum să facem asta? Cum să împlinim acest cuvânt, cum să judecăm prorocia, într-un mod care să înalțe în mijlocul nostru lucrarea lui Dumnezeu, într-un mod care să aducă zidire în biserica lui Dumnezeu și într-un mod care să încurajeze lucrarea de prorocie, dezvoltând-o, protejând-o, apărând-o și crescând-o în mijlocul nostru pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea să mărturisesc înainte de a intra în detaliile acestui cuvânt că eu cred cu toată inima că Dumnezeu, în vremea noastră, împarte daruri ale Duhului Sfânt în mijlocul bisericilor, între care daruri, darul prorociei, este un dar prezent care se manifestă în adunări. În biserica din Sibiu, în care slujesc, avem oameni pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu darul prorociei și care slujesc pe măsura credinței lor în adunări, vestind cuvântul pe care Dumnezeu îl descoperă și duminica, în timpul rugăciunii și la seriile de rugăciune și ori de câte ori Domnul le dă cuvânt. Și la Institutul Teologic din București avem întâlniri de rugăciune, la care întâlniri chemăm frați înzestrați cu darul prorociei sau chiar dintre studenți sunt unii care au avut acest dar înainte să vină la școală și care la adunările noastre îl folosesc și prin care Dumnezeu ne vorbește. Vă spun aceste lucruri pentru că este important să încadrăm cuvântul acesta într-un cadru. Și cadrul este deschidere pozitivă față de această lucrare a prorociei. Ceea ce vom spune e spus în scopul întăririi credinței în lucrarea de prorocie și în scopul apărării lucrării autentice a lucrării lui Dumnezeu în mijlocul nostru, pe de o parte și pe de altă parte, a instrumentării noastre în vederea protejării, a apărării de eventuale lucrări amestecate sau lucrări care nu vin de la Dumnezeu și care ar putea să fie un prilej să ne apropiem de cuvânt și să îl adâncim. Vom începe de la a observa o situație care se găsește reflectată în Scriptură și anume o întreită posibilă sursă a unui mesaj care se pretinde a fi prorocie de la Dumnezeu. Un mesaj care se pretinde ca venind de la Dumnezeu poate să aibă trei posibile izvoare. Sub inspirația Duhului, prin darul Duhului, să vorbească din partea lui Dumnezeu un mesaj. Asta este sursa dorită. A doua posibilă sursă este reprezentată de să își confunde propriile lui înțelegeri și gânduri și stări cu inspirația Duhului și ideile pe care le are, părerile pe care le susține, să le așeze sub autoritatea cuvântului profetic și așa să le vorbească ca și cum le-ar fi vorbit Dumnezeu. Când zice așa vorbește Domnul, în conținut, nu e cuvântul lui Dumnezeu, ci este părerea lui, înțelegerea lui, curajul lui, opinia lui, reacția pe care... Cuvântul Domnului ne vorbește despre profeții care pot să vină din îndrăzneala omului, în curajul omului. O asemenea îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este numită păcat,
este un mare păcat să iei părerea ta și să o semnezi punând-o sub autoritatea cuvântului rostit de la Dumnezeu. Este mare păcat să faci așa ceva. A treia posibilă sursă este reprezentată de duhul de ghicire, de duh rău, duh demonic, duh de rătăcire. Este posibil ca cei erau stăpâniți, controlați de un duh de minciune, care, îngăduit de Dumnezeu, a pus stăpânire pe mințile prorocilor din vremea aceea și când au vorbit un cuvânt, chiar dacă îl vorbeau cu toți în același gând, la mijloc era duh de minciună. Duhul lui Dumnezeu, prin profetul Mica, a demascat lucrarea acelui duh de minciună și a dat-o pe față. Există posibilitatea ca cineva să vorbească ca din partea lui Dumnezeu, dar în spate să fie o lucrare demonică, o lucrare de rătăcire cu scopul de a distruge. Când se întâmplă ca la mijloc să fie duhul acesta rău, de minciună, un duh de rătăcire, un duh de ghicire, spre deosebire de sursa pur umană, când e duh de rătăcire, poate să existe și nota miraculosului. Diavolul face și minuni. Satana se pricepe să spună adevăruri și să scoată la lumină taine și n-ar trebui deloc să ne impresioneze faptul că se împlinește un semn, faptul că e invocată o informație pe care o știam doar noi și care e pusă acolo la mijloc. N-ar trebui deloc să ne impresioneze acest lucru și să face din aceste criterii, criteriile finale, ultime și cu ultima autoritate în a evalua. Amintiți-vă, vă rog, că pe urma lui Pavel s-a luat o ghicitoare care zicea despre Pavel și despre Sila, sau Barnaba, care nu-i cunoștea, atunci a fost prima lor întâlnire, oamenii aceștia sunt oamenii Dumnezeului, slujitorii Dumnezeului cel viu și ei vă vestesc calea păcii. Vă întreb, era adevărat? Vorbea bine? Vorbea adevărul, dar când adevărul se găsește în gura celui rău, nu-l rostește cu scopul de a iubi și de a construi adevărul. Are alte intenții. Intențiile acelui duh rău au fost evidente, Duhul lui Dumnezeu le-a dat pe față și el a fost mustrat, alungat, ființa aceea eliberată și lucrarea lui Dumnezeu prin Pavel, prin apostoli, a continuat. Iată dar aceste trei posibile surse, Dumnezeu, omul și Duhul de rătăcire. Întrebarea noastră este, cum deosebim? Cum ne dăm seama că ne-a vorbit Dumnezeu? Până să intrăm în detalii, mai trebuie ceva să observăm. Trebuie să clarificăm o problemă. Ne lasă Biblia să judecăm prorocia sau e păcat să facem asta? Cred că de aici trebuie să punem problema. Eu m-am întors la Dumnezeu într-o biserică în județul Bihor, mă tot alint prietenul meu Adi, că-s bihorean, de-a lui. Ce, tu crezi că nu ești de-am eu? Așa. Acolo m-am întors la Domnul și erau proroci, oameni prin care Dumnezeu vorbea. Dar era și o deschidere naivă. În prorocia noastră spirituală credeam tot. Tot credeam. Nici nu exista în mintea noastră, tineri fiind, ideea că ne-am putea permite să punem vreo întrebare dacă a vorbit sau nu Dumnezeu. Și odată cineva a făcut o canlată și a trebuit să ridicăm întrebări. Și reacția profetului a fost aceasta. Cum vă puteți permite să judecați pe Duhul Sfânt? Voi nu vă gândiți că asta e hulă împotriva Duhului Sfânt? Ia să vă vedeți de treabă. Cine judecă un proroc, judecă pe Duhul Sfânt. Cine judecă pe Duhul Sfânt, hulește împotriva Duhului Sfânt. Cine hulește pe Duhul Sfânt, în veac nu mai are iertare. Așa că domoliți-vă și vedeți-vă de treabă. Când am auzit, eu intra frica în oase. Genul ăsta de abuzuri s-au făcut? Și puși față în față cu situația asta, sigur că trebuie să te întrebi, ai voie să judeci prorocia? În Biblie, Biblia reflectă două extreme. O extremă este cea despre care v-am spus, și anume credulitatea. Credulitatea aceasta nu este lipsită de sinceritate și de bună intenție, dar e naivitate, credulitate. O găsim reflectată în biserica din Corint, în care era primit cam tot ca venind de la Dumnezeu.
Odată unul a zis acolo, nu era copil al lui Dumnezeu, Iisus să fie anatemă. Scrie în Biblie, că a zis. Și cineva l-a luat la rost. Și ăla s-a apărat zicând, dar Duhul Sfânt m-a pus să zic așa. Ca Pavel să spună, nimeni nu poate să zică prin Duhul Sfânt Iisus să fie anatema. Aici s-a trecut limita. Dar erau criduli, naivi, oameni care înghițiau tot, oameni care primeau tot. Și dacă cineva venea și ridica întrebări, pe acela l-acuza numindu-l necredincios, numindu-l sceptic, numindu-l îndoielnic. Și în felul acesta au ales să se ducă în direcția cu pricina. De aceea Apostolul Pavel spune aceste biserici, judecați prorociile, cercetați prorociile. A doua extremă pe care o găsim, reflectată și ea în Biblie, este extrema scepticismului, a necredinței, a stării continuu îndoielnice. În viziunea acestei perspective, lucrurile ziceau cam așa. În lume s-au ridicat proroci mincinoși. Un lucru este sigur, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. N-au ne ajunge Biblia. Lasă în pace pe aceștia care uită câtă pagubă au făcut în dreapta și în stânga și decât să ne riscăm să ne abăgească cineva, mai bine deloc. Ăsta a fost scepticismul radical, pe care îl găsim cu reprezentanți a lui în biserica din Tesalonic. Printre rânduri îi dibuim că erau pe acolo. Că nu pe degeaba a zis Pavel, nu disprețuiți prorociile, nu stingeți Duhul, cercetați toate lucrurile, feriți-vă de orice vi se pare rău, păstrați ce este bun. Se pare că disprețuiau prorociile, că stingeau Duhul și erau ostili față de cei cu asemenea daruri acolo în adunare. Și Pavel a zis, nici asta nu-i bun. E că nu ne ducem nici în dreapta, nici în stânga. Cumva trebuie să ne găsim echilibru. Un frate nostru de credință în Australia, Bericent este numele lui, a scris într-o carte de-a lui o vorbă care mi-a plăcut așa de mult că am zis că o scriu aici și cum o scris-o el, o citesc. Auziți, credulii trăiesc vieți palpitante, dar riscante. Mai devreme sau mai târziu ei vor suferi decepții. Scepticii, pe de altă parte, trăiesc vieți mai sigure, dar ei pribegesc prin locuri uscate, lipsindu-se adesea de bogățiile binecuvântărilor divine. Înțelepciunea leagă simplitatea credinței de siguranța cunoștinței. Și asta e calea pe care v-aș propune-o în cele ce urmează. După cum vedem în Biblie, cuvântul Domnului ne învață să ne ferim de extrema credulității și de extrema scepticismului. Și iată în ce cuvinte. Spre exemplu, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 29-33, tocmai pasajul pe care noi l-am citit. Să vorbească doi sau trei prorocii și ceilalți să judece. 14:37. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. 1 Ioan 4:1. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Matei 7:15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lubrăpitori, îi veți cunoaște după roadele lor. Deuteronom și în Vechiul Testament. 13, de la 1 la 5, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va zvesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, că Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei. Să scoți astfel râul din mijlocul tău. Auziți
ce cuvânt. Sau în tot în Deuteronom, capitolul 18, versetul 20, prorocul care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-l voi fi poruncit să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Iată câteva texte din Biblie care arată foarte clar că poporului lui Dumnezeu îi se cere să fie vigilent, să vegheze, să aibă o deschidere pozitivă față de lucrarea de prorocie și în același timp să fie cu ochii în patru, ca nu cumva această deschidere pozitivă de ea să profite vreun duh de înșelare care să se strecoare liptil și ajungând în interior să strice. O deschidere pozitivă cu vigilență maximă. Asta este calea învățată de Scriptură. Cum vom face asta practic? Ceea ce vom spune în continuare se aplică nu numai la proroci și prorocie, ci se aplică la orice slujire din biserică. Și la predicator, și la învățător, și la evanghelist, și la cântăreț, la orice om care se pretinde că face o lucrare din partea lui Dumnezeu, indiferent de darul pe care îl are. Sigur că vom aplica specific pe darurile de prorocie în mod deosebit, dar țineți, vă rog, în atenție acest gând, că aceste principii se aplică tuturor. Pe baza lor putem să verificăm și pe predicatorii care vă vizitează prin pe la dumneavoastră, prin în casele dumneavoastră și vă predică Evanghelia, inclusiv pe subsemnatul. Că toți suntem chemați să ne supunem legii lui Dumnezeu. În două părți vom împărți cuvântul care urmează. În primul și în primul rând, ne gândim aici să cercetăm persoana prorocului. Să cercetăm persoana slujitorului. Omul, slujitorul. În partea a doua, mesajul, lucrarea. Astea ar fi cele două. Vasul și lucrarea. Slujitorul și slujirea. Mesagerul și mesajul. Și în ordinea asta le luăm. Întâi, slujitorul. La ce ar trebui să ne uităm cercetând o lucrare autentică de la Dumnezeu când este vorba de persoana slujitorului sau prorocului în cazul nostru? Vă îndemn să luăm în atenție următoarele 6 criterii. Numărul 1. Atitudinea prorocului față de muncă și față de bani. Foarte practic. Cuvântul Domnului ne spune că lenea este păcat și că lăcomia de bani este închinare la idoli, este păcat. Omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, nu trăiește lenevind și nu trăiește lăcomindu-se după bani. Aceste două stări, aplecări, sunt păcate, păcate de care oameni nemânați de Duhul lui Dumnezeu se fac ușor vinovați. Ușor le cad în plasă. Și tocmai de aceea, biserica, în istoria ei timpurie, a identificat aceste două slăbiciuni ca criteriu pe baza cărora au putut verifica autenticitatea slujitorilor Domnului. Prin anul 90, probabil 120-150, a apărut o lucrare care se numea Didahia. Și la capitolul proroci și prorocie zice cam așa: dacă vine la tine un apostol, profet, să nu stea mai mult de 3 zile. Și dacă stă mai mult de 3 zile, în ziua a treia să fie chemat la muncă. Dacă nu dorește să muncească, este proroc fals. Să n-ai teamă de el. Foarte interesant acest criteriu. Atitudinea față de muncă. În privința banilor, spune, dacă vine la tine un proroc și prorocește să-i dai bani, sau cere cumva, are el felul lui, este un proroc mincinos. Tot în Didahia scrie, dacă cere pentru săraci, să nu-l judecați, dacă puteți să ajutați, ajutați, dar să nu-l judecați. Era vorba de lăcomie,
care era mascată sub umbra, sub hainele unor lucrări duhovnicești și în realitate era lenevie și lăcomie. La acest criteriu, cu foarte multă atenție, să veghem. Ține de caracter, de caracterul unui om al lui Dumnezeu. Numărul 2. Atitudinea față de biserică. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că biserica este poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut legământ cu biserica. Biserica este mireasa Domnului Iisus. Domnul Iisus a promis că vine să ia biserica. Domnul Iisus curățește și sfințește biserica, apără biserica. Domnul Iisus va lua biserica și o va proslăvi la întâia înviere. Un om al lui Dumnezeu, un proroc din partea lui Dumnezeu, nu poate să vorbească rău de biserică. El nu dezbină biserica, nu bagiocorește biserica, nu ocolește biserica. Sunt oameni care se numesc proroci, dar care se feresc de biserică. Nu vin la adunări, nu prorocesc în adunări, se feresc de adunări, iar când sunt întrebați de adunări, ei zic, da, păi acolo păstori ăștia, frații ăștia, vai de ei și de căile lor și de faptele lor, ei sunt împotriva lucrării lui Dumnezeu și de aia, pentru că ei nu cred, noi mergem pe acolo. Și propun întâlniri pe la case, în locuri și în locuri, reflectând o atitudine de dispreț și de bajocorire și de dezbinare și de ocolire a Bisericii lui Dumnezeu. A venit pe la noi odată un om și a avut ceva prorocii. Am simțit în duhul meu că ceva nu-i bine. Era o seară de marți. L-am întrebat, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, de unde veniți? Din Alba. Din ce biserică? Din biserica Domnului Iisus. Bun, în ea ne socotim și noi parte, dar spune-mi, cum se numește biserica dumneavoastră? Biserica locală, asta se numește Emanuel, a dumneavoastră cum? A Domnului Iisus. Bun, poate fi una așa, ce știu ce ciudat ori mai fi, care își pun nume și așa, crezând că numai ei sunt a Domnului Iisus. Cine păstor la voi? Domnul Iisus. Atunci pentru mine a fost clar. Om fără casă, fără adunare, membru nicăieri, nu dă seamă la nimeni. Și caută în dreapta și în stânga adunări. Dar nu se supune niciunei adunări. Un asemenea proroc n-are ce căuta să vorbească în adunări. Omul lui Dumnezeu e chemat să stea sub o rânduială, sub autoritate, să dea seamă de sine, să aibă un păstor, să aibă o adunare care să-l susțină, să-l recomandă, să gireze pentru el, să se roage pentru el. Și unde să dea seamă de viața lui? Plimbărezi din aceștia, netrimiși de nimeni și care nu dau seamă nimănui, n-au ce căuta să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu rânduiele și atitudinea față de biserică. Atitudinea față de biserică. Asta e criteriul. Ia întrebați din ce biserică sunt membri și cine e păstor și cereți telefonul. Și dați un telefon. Și dacă vi-e greu, sunați pe fratele Flora, rezolvă dumnealui problemele pe scurtătură. Nu. Până că știți scurtăturile. Da. Și așa ne apărăm. Repet încă o dată, nu căutăm să stingem lucrarea Domnului. Împotrivă, deschiderea noastră este pozitivă, o facem în modul cel mai cinstit și onest, încurajând și binecuvântând pe oamenii lui Dumnezeu, dar în același timp transmitând un mesaj celor falși, că ar fi bine să se ferească de noi, că de să întâlnesc cu noi, o vor păți. Așa trebuie să știe. Și inima lor, necurată, nesinceră, știe. Știe bine. Fiecare inimă știe adevărul. Numărul 3, atitudinea față de autoritatea spirituală. În cuvântul Domnului, în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 6, scrie așa. Cine este din Dumnezeu, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii.
Vă rog să observați cuvântul. În context este vorba de arme sau învățătura dată de apostolul Ioan bisericii cum să se păzească de prorocii mincinoși. Și printre altele a zis așa: cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu cunoaște pe Dumnezeu nu ne ascultă. Și prin ascultarea aceasta sau neascultare, cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Ideea este următoarea. Un om înalt de Duhul lui Dumnezeu este caracterizat de un duh liniștit și de ascultare. El e mânat de Duhul lui Dumnezeu, care a fost și peste Domnul Iisus. Și despre Domnul Iisus scrie că Domnul Iisus a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care recunosc autoritatea spirituală a bisericii. Ei nu se răzvrătesc. Sigur că pot greși. E posibil ca un profet să greșească. Predicatorii nu pot greși? Greșim. Cum ne vom da seama că un profet care greșește este totuși om al lui Dumnezeu și nu e o lucrare de rătăcire prin el? Răspunsul e simplu. La întâlnirea cu autoritatea spirituală, care îl întreabă de sursa lucrării, omul acela se smerește și zice: ascult. Dacă nu dorește să asculte, dacă el spune, cum mi s-a întâmplat odată, eu n-ascult de oameni, eu ascult numai de Duhul Sfânt, mie Domnul mi-a descoperit, tot trimis un proroc de la Timișoara, o femeie pe la noi, de la Timișoara mi l-a trimis Dumnezeu să spune să nu învelesc darul în ștergar, că mă pune în țărâna pământului, eu de voi n-ascult, eu numai de Duhul Sfânt ascult, el m-a chemat, eu trebuie să vorbesc. Și a zis, măi, cum duhuri de rătăcire de la Sibiu se împretenesc cu alea de la Timișoara și vorbesc aceeași limbă? Nu știu. Nu vreau să asculte. Nici cum. Și cum a sfârșit-o, să nu sfârșească nimeni. Pe de altă parte, am avut o situație, o soră de credință cunoscută ca om al lui Dumnezeu, a făcut o greșeală în prorocie. Și nu s-a putut trece ușor peste ea. A trebuit să stăm de vorbă. Orbind, cercetând lucrurile, frații din conducerea bisericii a spus: soră, cred că trebuie să aveți un moment în care să vă cercetați și o vreme să nu mai prorociți. Și a spus: așa voi face. Mântuirea mea este mai importantă decât slujirea mea. O să mă cercetez și o să văd ce s-a întâmplat, am făcut greșeala asta. A recunoscut greșeala, și-a asumat starea, s-a pus la ascultare și s-a oprit din prorocie. Dar asta nu a fost ușor. Țâr telefon: sor, am o cauză înaintea Domnului. Și sora a zis: nu pot. Păi de ce? Am o vreme în care trebuie să mă cercetez. Frații din conducerea bisericii au zis că trebuie să mă opresc o vreme. A, ce te-ai tu după ei? Reacția sorei a fost: să ștergi numărul meu din telefon și să nu mă mai suni în veac. Nu mă ispiți. Și asta cu minte. Văzându-i atitudinea, întrebat-o după vreme: soră, vede Dumnezeu descoperiri? Și a spus: da. Și credeți că ați putea sluji? Da. Și de când am vorbit noi ați mai slujit? Nu. Și frații au zis: de aici înainte să continuați. E limpede pentru noi că Dumnezeu vă conduce mai departe. Mergeți înainte. Și mai slujit. Atitudinea față de autoritatea spirituală. Încrezuții din aceștia care nu se supun nimănui și nu dau seama în fața nimănui, n-au ce căuta printre noi. Ei nu zidesc. Și asta nu negociem cu nimeni. Scrie la Biblie. Așa cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Și aici și predicatorii trebuie să recunoască autoritatea spirituală, și diaconii, și prezbiterii, și păstorii, și păstorul principal are deasupra lui pe cineva față de care dă seamă. Că așa e în biserica lui Dumnezeu. Dacă vreunul dintre noi descoperă că pe fața pământului nimeni nu-i mai mare ca el, apoi l-a încurcat-o. Fiecare are unul mai mare. Dacă până și în dreptul Domnului Iisus se spune că Tatăl este capul lui Hristos, apoi clar că și noi avem cap. Și în ce ne privește până la Hristos, mai avem frați, față de care suntem chemați să dăm seamă. Așa e în biserica lui Dumnezeu. Și mie în această dimineață să-mi iertați îndrăzneala, cred că de la Domnul vine un asemenea cuvânt de învățătură care trebuie să se audă în biserici.
trebuie să se audă. Hai să ne întoarcem mai departe. Atitudinea, am zis, față de autoritatea spirituală. 4. Perseverența în învățătura sănătoasă a Scripturii. Acest criteriu e dezvoltat în Epistola 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 1, și în esență scrie așa: Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care va mărturisi că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Acum și-au făcut frați proroci obiceiul să își introducă prorocia zicând Iisus Hristos a venit în trup. Nu este greșit să fie făcut o asemenea afirmație, ea este o afirmație din Biblie. Dacă ceva n-ar fi în regulă, ar fi eventuala pretenție a unora care, după ce spun vorba asta, cred că nu mai pot greși și că n-are nimeni voie să-i întrebe. Aia ar fi greșit, dar nu în sine afirmația. Intenția apostolului Ioan în acest text este să scoată în evidență un adevăr simplu. Un om în care a venit duhul prorociei nu poate, în timp ce prorocește de la Dumnezeu, să umble cu erezii, cu învățături stricate. Adică tu o iei pe altă linie decât învățătura Scripturii și în timp ce vorbești despre alți zei și alte învățături și alt Dumnezeu practic, cine vine cu altă învățătură decât Biblia este agenda altui zeu, unui Dumnezeu străin, nu e agenda Domnului Iisus. Agenda Domnului Iisus este învățătura Scripturii. Și învățătura este așa: și în cine este Duhul lui Dumnezeu, acela va merge în direcția Scripturii. Dacă cineva se duce în altă direcție decât e Scriptura, nu e posibil ca el să vorbească din partea Duhului. Sigur că putem și în partea de învățătură să greșim și în greșelile noastre o vreme să bâșbâim. Dacă ne întâlnim cu frații, când ni se pune în față învățătura din Scriptură, nu ne încăpățânăm pe teoriile noastre, ci ascultăm de Biblie. Ne supunem ei. Eu am văzut oameni că ar fi scris ei încă o dată Biblia numai să cadă în picioare. I-ar fi putut, ar fi ruptă pagina și ar fi tipărită încă o dată ca să sune cum cred ei. Nu voi uita atitudinea unui coleg. Am avut noi o discuție mărunt între noi. O zis nu știu cine că n-are rost să te rogi pentru binecuvântarea mâncării, că e binecuvântată de Dumnezeu, că nu scrie în Biblie că Dumnezeu binecuvântează cu rugăciune. Și am făcut așa discuție. Și un coleg a zis: auzi, Dani, scrie mă, unde? A zis el. Uite, îți arăt. Și-a arătat textul. Nu voi uita ce a făcut Daniel atunci. Când a văzut că scrie, s-a roșit tot. Și a zis: Domnul să mă ierte. Cum am putut eu să zic că nu scrie când scrie? Domnul să mă ierte, să mă iertați și voi. Mă pocăiesc de asta, mă rog lui Dumnezeu să mă ajute una ca asta. Și când am văzut cu câtă curăție de inimă și smerenie a capitulat în fața Bibliei și și-a însușit imediat învățătura, corectându-și ideea, ăsta e om de la Dumnezeu. Dar din aia care ar rescrie-o numai ca să stai în picioare, să fie sănătos, să pocăiască. Omul lui Dumnezeu nu umblă cu erezii. Prorocul nu umblă cu erezii. Următorul criteriu: atitudinea personală față de atitudinea față de propria persoană. Aici vorbim de modestie, de caracterul profetului. Vorba Domnului care vorbea mustrător lui Saul, aducându-i aminte de vremurile de altădată, a zis cuvântul așa: când erai mic în ochii tăi. Nu. E ca și cum ar fi zis: mic ești tu dintotdeauna. Dar cândva ai știut asta. Între timp ai uitat asta. Când erai mic în ochii tăi. Cuvântul spune: nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Un om al lui Dumnezeu nu va avea în el atitudine de mândrie, de aroganță, de lăudăroșenie, de exagerare, lipsă de responsabilitate, fumurare, infatuare. Împotrivă, va fi un om modest, un om echilibrat, un om smerit, un om care va căuta să înalțe și să promoveze pe alții și mai ales pe Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Atitudine față de sine. Odată un om care credea că e prorocul lui Dumnezeu vorbit, zice: nu-i nimic, mă duc eu acolo la ei, le spun o prorocie, i-am pus la punct.
cum poți să vorbești așa? Fost oameni care au vorbit așa, privat. Și în adunare, atât e frumos, părea, zici că e Duhul Sfânt la mijloc. Dar motivația, vă pun eu la punct. Un om al lui Dumnezeu nu umblă cu așa ceva. Caracterul moral, și aici vorbim de problema trăirii în sfințenie, este un alt criteriu, al șaselea, care este fundamental. Biblia spune că sfințenia este elementul distinctiv al identității creștine. Este emblema care stă, podoaba casei lui Dumnezeu, cum scrie în psalm. Domnul Iisus ne-a avertizat că îi vom cunoaște pe prorocii care vin de la El după roadele lor, adică după trăirea lor, după viața lor. Am citit în Didahia o afirmație tulburătoare. A zis, dacă vine la tine un proroc și în gura lui îți vorbește adevărul, dar în purtarea lui nu trăiește adevărul, prorocul acela este un proroc fals. Și vom zice noi, da, da, ne-a zis adevărul. Putem afla adevărul și din altă gură. Nu trebuie să vină un impostor să ne-l spună. Un om care nu onorează pe Domnul Iisus, respectându-i cuvintele, n-are ce să spună bisericii lui Dumnezeu. N-are ce să spună. Și asta trebuie să știm și în dreptul prorocilor și în dreptul predicatorilor. Adică să predici adevărul și tu să trăiești minciuna, să vestești căile drepte a lui Dumnezeu zicând oamenilor și tu să nu împlinești ce trăiești, ce vorbești. Ce mare dezamăgire va fi când se va afla. Și ce dureros este să constatăm că sunt așa naivi printre noi care zic, unul mi-a zis mie, l-am atenționat. Și a zis, frate, nu mă interesează cum trăiește. Mie îmi place cum predică, așa că îl voi asculta mai departe. În spor la treabă. Să nu ne înșelăm singuri. Domnul să ne păzească. Și noi să ne păzim. Amin. Partea a doua a cuvântului ține de cercetarea mesajului. Ce putem face aici? Am văzut aceste criterii legate de persoana, de mesager, de vas și acum cele legate de mesaj, de lucrare. Următoarele lucruri pot fi avute în atenție. Numărul 1. Acordul mesajului cu Sfânta Scriptură. Orice dar supranatural care vine de la Dumnezeu va transmite un mesaj în concordanță cu Sfânta Scriptură. Biblia este standardul după care judecăm, după care analizăm, filtrăm orice mesaj care se transmite în mijlocul nostru. Apostolul Pavel a zis că chiar dacă noi înșine, un înger din cer va veni să vă propovedească o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Acele mesaje care vin în contradicție cu ce se găsește în Biblie nu sunt de la Dumnezeu. De-aia noi trebuie să cunoaștem Biblia. Trebuie să cercetăm bine cuvântul. Că altfel să putea să fim în primejdie. Să iau un exemplu. Problema căsătoriei. Cuvântul Domnului spune să ne căsătorim în Domnul. Căsătoria cu un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu e o căsătorie recomandată de Dumnezeu și nici sub binecuvântarea Lui. Sigur că cineva s-a căsătorit înainte să-L cunoască pe Domnul, Dumnezeu dă binecuvântarea. Și eu sunt încredințat că în final și celor care se căiesc și se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu le dă binecuvântarea. Hula împotriva Duhului Sfânt este singurul păcat care nu se iartă. Dar nu facem care larg aici, doar arătăm cum sunt legile lui Dumnezeu. Că unde-i păcat, vine și har. Dar nu ordinea întâi harul și după aia păcatul. Nu știu cum să fiu înțeles. Vorba lui Pavel, să nu care cumva să păcătuim ca să se mulțească harul. Că nu va veni niciun har, nu m-au judecat. Dar asta e alt subiect. Să venim la exemplul nostru. O tânără s-a îndrăgostit de un tânăr. Pita lui Dumnezeu, tânărul. Numai că nu-i botezat și nici n-ar de gând să vină la adunare. Și acum se întreabă, oare de la Domnul?
Cuvântul spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și cineva din anturaj zice, da, viitorul știe Domnul. Dar dacă omul ăsta se va pocăi, dar dacă tocmai prin această relație se va întoarce la Hristos, ce știi tu nevastă, dar dacă îți vei mântui bărbatul, mai și scoate din context ceva și pune acolo. N-avem de unde știe, numai Domnul știe și hai să punem înaintea lui. Cum? Sună la proroc. Și atât sunăm și la atâția sunăm până auzim ce ne place. Și dă-i înainte. Unii au făcut greșeala asta. Și noi și bine. Frații mei, nu va vorbi Duhul Sfânt niciodată împotriva și peste ce a vorbit în Biblie. Niciodată. Doar în interiorul granițelor stabilite de Scriptură. Și unde Scriptura a zis ce e de făcut, nu mai întreba pe Dumnezeu pe-n prorocie că îl ispitești. Fă ce-i scris și lăburește-te. Că oricum acolo o să ajungi într-o zi, dar după multe suferințe. Domnul vrea să te scutească de ele. Deci, acordul cu Biblia. Al doilea aspect ține de scop. O prorocie care vine de la Dumnezeu nu promovează frică, chiar dacă mustră și chiar dacă anunță judecăți aspre. După 1 Corinteni 14 cu 3, prorocia este o vorbire spre zidire, sfătuire și mângâiere. Mesajul nu e destructiv. Chiar dacă, așa cum am zis, demască fapte urâte, păcate, chiar dacă anunță judecăța lui Dumnezeu, nota acelui mesaj este speranța și viața și mântuirea. Nu demoralizarea, îndepărtarea, căderea, alungarea. Nu. Să iau un exemplu. Mesajul Domnului către biserica din Efes. Îi zice Domnul așa. Știu faptele tale. Osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Să laude Domnul atâtea la tine. Apoi continuă. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Știți de fapt ce vreau să spune Domnul? Nu astea. Asta a fost introducere. Și a vrut să spune asta. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și au zis ce urmează. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi. Și apoi vine amenințarea judecății. Altfel voi veni și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Să rămână versetul ăsta aici. Păi să spune Duhul Sfânt una ca asta, ești gata. Îți iau sfeșnic. Adică te leapăd, îți iau recunoașterea că ești biserica mea, că ești omul meu, te abandonez. Să spună una ca asta, și aici vă rog să observați nota speranței, versetul următor. Ai însă lucrul acesta bun, cu intențiilor să la urmă. Putea să le pună între primele, nu l-a pus. Ai lucrul ăsta bun, urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Uitați-vă ce urmează. Cine are urechi de auzit, să audă bisericilor, ce zice Duhul bisericilor, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și deodată, frații aceia, a căror viață spirituală era pe buza prăpastiei un pic și cădeau din harul lui Dumnezeu, au zis, ne pocăim. Dumnezeu ne-a cercetat, ne întoarcem la faptele din tâi. Speranța. Așa vorbește Dumnezeu că vorbește. Nu îți ia nădejdea, speranța, nu, după aia, nu mai încredere în harul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu leapădă pe cineva, nu-i mai spune nimic. Uitați-vă de asta în Biblie. Când Dumnezeu leapădă pe cineva, nu-i mai spus nimic. Eventual a spus unor slujitori al lui Dumnezeu care s-au rugat, cum a fost cazul lui Samuel. Se tot ruga pentru Saul. Și Domnul a zis, nu mă mai deranja, nu te mai ruga pentru el. L-am lepădat, gata. Trebuie să pui în loc pe altul. Dar lui Saul nu i-a zis nimic. Și l-a întrebat pe Dumnezeu prin proroci. Nu i-a răspuns, când o tras la sorți, nu i-a răspuns, nu i-a ieșit nimic. A ieșuat la vrăjitoare.
Și acolo au auzit vorbe care l-au înșelat și mai tare. Deci, mesajul care vine de la Duhul Sfânt este în nota speranței. 3. Împlinirea. Un mesaj care vine de la Dumnezeu se împlinește. Cuvântul spune, cum vom cunoaște, în Deuteronom scrie, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla. Va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Deci, împlinirea. E foarte important să fim atenți la împlinire. Și în același timp, stimați frați, semnul acesta al împlinirii nu trebuie să ne impresioneze atât de mult încât să uităm de acordul cu Biblia. Există posibilitatea, Biblia ne arată, ca să vină cineva și să pună un semn miraculos care se împlinește prin îngăduința lui Dumnezeu care ne testează credincioșia. Și la mijloc să nu fie Duhul. Scrie în Deuteronom și scrie și în Apocalipsa. În Deuteronom scrie așa, dacă va invoca un semn și semnul se împlinește. Și apoi va zice, haide-mi după alți Dumnezei să ne asculți. Doamne, dar semnul? Domnul a îngăduit ca să vă testeze credința. Voi sunteți lipiți de Dumnezeu și de cuvânt sau umblați după semne și minuni? Ce se vor face aceia care umblă după semne și minuni și de Biblie nu vor să știe? Când în vremea de pe urmă se va ridica anticristul și o să coboare foc din cer pe pământ. Că scrie Biblie că îi se va îngădui asta. Semnul suprem invocat în vremea lui Ilie. Și Biblia anunță pe copiii Domnului. Vedeți? În vremea de pe urmă, diavolului, prin oamenii lui, îi se va permite să coboare foc din cer pe pământ. Voi să nu vă luați după aia. Voi să rămâneți în Biblie. Ce se fac aceia din zilele noastre care, numai asta, prorocie, lucrări, minuni, descoperiri, făcători de minuni, nu interesează altceva. Biblia nu o deschid, de rugat nu se roagă, numai asta impresionează. Minuni și semne. E îngrijorătoare atitudinea asta pe care o văd și printre credincioșii pentecostali, pe tribune. Și se rătăcesc. Împlinirea este foarte importantă. O prorocie de la Domnul se împlinește, dar nu tot ce se împlinește îi musai de la Domnul. Trebuie să avem grijă aici. Da? Și am arătat din Biblie că așa stau lucrurile. Cumva, toate criteriile acestea, analizând persoana, analizând lucrarea, puse împreună, construiesc o imagine, creează un efect cumulativ. Și în contextul acestui mesaj întreg, ne vom da seama unde stau lucrurile. O prorocie care vine de la Dumnezeu nu promovează răzvrătire și rebeliune, neascultare. Am citat din Deuteronom 13 pe această temă. Dacă e mesajul de la Dumnezeu, el va construi unitate, va construi pace, va zidi biserica, nu va promova dezbinări, răzvrătiri și neascultări. Următorul criteriu, o prorocie care vine de la Dumnezeu nu anulează libertatea de conștiință și nu ia pacea. Despre ce este vorba aici? Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a lăsat în seama conștiinței omului să ia decizii în spețe care nu sunt reglementate de cuvânt. Avem cele din cuvânt, ieri la școala biblică am vorbit, unde sunt poruncile lui Dumnezeu, să nu ucizi, să nu furi, sau îndemnuri, iartă, iubește, acolo trebuie să facem ascultare. Dar sunt zone în care cugetul omului este lăsat să-și croiască drum. Spre exemplu, să mă căsătoresc sau să nu mă căsătoresc? Și dacă mă căsătoresc, cu cine mă căsătoresc? Cum iau decizia? Să luăm exemplu acesta. Cu cine mă căsătoresc? Ce răspunde Biblia la asta? Cu cine vrei, dar în Domnul. Și acum vine prorocul și spune, nu cu cine vrei tu, Ioane, tu te însori cu Mărie. Și Mărie se lege bărbat pe Ioane. Și Mărie zice, dar nu-mi place de el.
Nu văd cum se cade. Acum, de dragul lui Hristos și ascultării de El, merge să sufăr și că doar Hristos a murit pentru mine. Mare lucru că mă mări cu cineva pe care nu-L iubesc. Ca a zis Domnul, ascult. Nu e posibilă anularea libertății de alegere garantată de Dumnezeu prin cuvânt. Nu anulează Dumnezeu în prorocie. Asta vreau să spun eu. Spațiile acestea din zona libertății de conștiință sunt reglementate altfel decât prin cuvinte de poruncă venite prin prorocie. Și pe tema aceasta ar fi învățătură altă dată. Mă mai cheamă fratele Adi. Mai văd eu dacă mă mai cheamă. Deveneam eu, de câte ori m-a chemat el, de pierdeam șirul. Păcatul e la mine, nu la dumnealui. Da. Auzi, s-a rugat pentru iertarea mea. Mulțumesc frumos. Un mesaj care vine de la Dumnezeu întotdeauna aduce glorie lui Dumnezeu. Deci, cel înălțat este Domnul Iisus și un ultim criteriu, timpul trece foarte repede, mesajul trebuie să fie concret și să fie la obiect. O prorocie care vine din partea lui Dumnezeu are în ea substanță. E un mesaj concret și este la obiect, e clar. Hai să le recapitulăm. Acordul cu Biblia. Nu promovează frică și demoralizare, chiar dacă anunță judecăți. Deci scopul, zilire, sfătuire, mângâiere. 3. Împlinirea. 4. Nu promovează răzvrătiri și neascultări. Pe departe, nu anulează libertatea de conștiință. Și acum aduce glorie lui Dumnezeu. Și ultimul lucru este concret, mesajul și la obiect. Aici avem problema mesajelor inconsistente și generale. M-am întrebat, oare de unde vin? Am ajuns la următoarea concluzie. E posibil să vină de la Dumnezeu, mai ales în cazul prorocilor care se găsesc la începutul slujirii. Sau de la oameni, din înțelegerea lor, vorbe pe care orice frate care dă un îndemn la rugăciune le poate da. Unui frate care se ridică în biserică și dă îndemn la rugăciune, el știe că vorbește din Biblie cum luminează Domnul. Dar pot fi persoane care vorbesc din îndrăzneala lor mesaje lipsite de consistență. Sigur că se poate întâmpla oricui să aibă un moment să fie mai puțin inspirat și să vorbească așa, dar asta nu va caracteriza pe urma lui Dumnezeu pe termen lung. Un om, un mesaj care vine de la Duhul Sfânt, inspirat și încărcat cu autoritatea cuvântului profetic, are în el substanță, dă direcție, are conținut. Țin aici să fac o paranteză. Noi am făcut o greșeală la Sibiu, mi-a costat. Aveam probleme cu niște oameni care se numeau proroși de la Dumnezeu și nu erau, adunau pe la case oameni, au făcut tulburare în popor. Și noi, pe predică, trebuie să apărăm. Și vezi ce unde e greșeală. Să vă spun unde e greșeală. Am zis cum nu-i prorocia fără să punem o alternativă pozitivă. Efectul, oamenii s-au descurajat. Cei care aveau dar de prorocie și erau mai tineri au zis, decât să riscăm, mai bine ne vedem de treabă. Și într-un timp relativ scurt, n-au mai fost proroci în biserică. Și am zis, bai, n-am făcut bine. Am făcut numai jumătate bine. Și partea aia la alta am uitat să o facem. Iată cum ne-am corectat. Am adus din altă parte oameni pe care am știut oamenii lui Dumnezeu. Și împreună cu ei am slujit în adunare, cu rugăciuni și am organizat întâlniri și oamenii au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și încet Dumnezeu a ridicat și dintre noi și au crescut și slavă Domnului că lucrul acela s-a corectat. Am mai văzut ceva ce trebuie să fie și asta într-o paranteză spus. Problema acelora care sunt la început.
Mesajul poate să fie mai diluat, neclar. Nu pentru că Duhul nu-l inspiră, dar omul încă n-a învățat cu darul. Spre exemplu, un predicator. Hai să luăm asta. Cine a dat darul? Dumnezeu. Și cum e la început? Păi cum e? Nu v-ați dori să auziți predicile mele și cu asta vi greu, de acum 30 de ani. Le-au suportat frații. La început, e ca la început. Crești, te maturizezi, șlefuiești. Exact cum zice în Biblie, ți-au dat doi talanți. Lucrând, mai se adaugă doi. E la început. Trebuie să avem o deschidere pozitivă față de frații și surorile care sunt la începutul darului. Să-i îmbărbătăm, să-i purtăm în rugăciune, să-i încurajăm, să-i învățăm. Dacă bâșbe, dacă greșesc, să nu dăm după ei, ci să-i susținem. Și ne vom da seama că sunt de la Domnul prin simplu fapt că ascultă de sfat. Foarte simplu. Era la noi un frățior. Zice, Domnul mi-a dat lucrări, fratenelu. Și cum e? Uite așa. Ce n-am curat să le dau drumul. Dar uite ce. Vrei să mă las să te sun ori de câte ori îmi dă Domnul și să spun? Da, chiar te rog să faci asta. Și a zis, să nu cumva să dai drumul la vreo lucrare înainte de a vorbi cu un frate slujitor. Anu că n-am putut să mă abțin. Domnul a zis, asta spovești. În Biblie scrie, Duhul prorocului este supus prorocului. Și pentru mine, aia-i. Nu că n-ai putut să te abții. N-ai vrut. Nu că n-ai putut. Și frățiorul acesta, Daniel, îl cheamă 2 ani de zile. A slujit așa. Acum este unul dintre bărbații pe care Dumnezeu îi folosește cu putere și cu mare autoritate. Mesaje concrete. Aveam o situație odată, numai eu am știut cauza. Și am zis, Doamne, sunt într-o mare încurcătură. Pentru mine intersecția asta este clară. Da sau nu? Arată-mi încotro să mă duc. Și îl sun pe Daniel. Și Daniel îmi zice, mi-a dat Domnul lucrare. Și din asta n-am avut fratenelul până acum. Am auzit un singur cuvânt. Nu. Atâta. Și să ajunge. Nu mai trebuie alta. Pentru mine era clar. Sau altă experiență. Eram necăjit, bolnav și descurajat. Nu intru în detaliile acestei experiențe, cât că în urma unei vizite făcute de parte, frații de acolo au zis, hai la noi, eu am consultat cu soția și pe fondul ăsta am zis, gata, ne facem bagajele și ne mutăm în România. Asta e direcția în care vrea Dumnezeu să ne ducem. Lucru hotărât. Cu gândurile astea în minte, era vorba să ne mutăm în Australia. Asta se întâmpla vreo câțiva ani buni înainte. Unul dintre frații din adunare, Ionică, îmi zice, fratenelu, nu vii cu mine până la o familie? Eu zic, ba da. Am intrat în casa oamenilor, oamenii se pregăteau la rugăciune. Era acolo o soră cu dar de prorocie din alta adunare pentecostală din Sibiu. Noi am pus la rugăciune. Și prin sora Vali iese prorocia. Așa îți vorbește Domnul. Eu ce zisesem? Cât m-am dus eu în evanghelizări și am călătorit în dreapta, în stânga, să mai meargă alții. Că m-am și necăjit, că odată într-un drum am avut un accident, s-a prăpădit mașina, am stat și în spital și cine m-a chemat nici nu m-a întrebat dacă mai trăiesc. Și am zis, ăștia mă pun pe drumuri numai la carul lor să împing și de mine și de familia mea nu le pas. Și a fost un moment de clătinare. Și am zis, nu mai merg. Cred că ăsta e semn de la Dumnezeu că trebuie să mă opresc. Nu mai merg. Fac bagajele și plec în Australia să fie sănătoși. Și Duhul veni și a zis, așa-ți vorbește Domnul, să nu zici nu mă mai duc. Eu te-am chemat să te duci și te vei duce. Numai să știi că în drumurile tale unii oameni vor zice rămâi la noi. Domnul îți spune astăzi, toate drumurile tale să aibă dus și întors. Clar, din 2 fraze, 2 probleme mari. O continuat sora aceasta, dar de prorocie zicând, pentru întărirea ta, zice Domnul, să iei 10 zile deosebite. Aici am găsit potignire. Și am zis, noi de la Domnul. Cum să înceară mie Dumnezeu să postez 10 zile când sănătatea mea nu permite nici măcar o zi? Așa era vremea atunci. Și prorocul a continuat.
dar nu de post, zice Domnul. Că eu care am făcut trupul știu ce poate și ce nu poate. 10 zile deosebite. S-a încheiat prorocia. A fost așa de edificat. Mers acasă, Zraura, s-a terminat cu Australia. Continuăm lucrarea pe care o avem aici. Uite ce cuvânt a fost. Și când a fost vorba de 10 zile deosebite, trebuia să le căutăm înțelesul. Soția care mai practică așa, câteodată mai teoretician, îmi zice, dacă îți deosebite, înseamnă că de alea n-ai. Ia să vedem ce zile n-ai tu. Și o trase a concluzia că mi-ar trebui un concediu. Mie mi-a convenit. Și după un timp de refacere, de rugăciune, de odihnă, Domnul mi-a dat și sănătate și putere și trecut 15 ani, poate mai bine, de când a fost prorocia aceea. La obiect și concret. Cum să judecăm prorocia? Atitudinea față de, sau cum zic, cercetând prorocul și cercetând prorocia. Nu mai repetăm acum, am zis destul. Slavă Domnului că s-a înregistrat și se poate reauzi. Aș vrea, înainte să închei, să vă încurajez să vă rugați lui Dumnezeu să ridice Dumnezeu proroci. Să împartă Dumnezeu daruri. Și să aducă poporul lui Dumnezeu starea aceea spirituală de deschidere maximă. Încurajați, căutați darurile duhovnicești și de vigilență maximă. Deschiderea combinată cu vigilența o să ne țină pe cale. Dumnezeu să fie cu noi toți. Amen. Ce părere aveți despre rugăciunea cu prorocul la telefon și ce spune Biblia referitor la asta? Referitor la asta, Biblia nu spune nimic. Da. Ce părere am despre asta? Nu cred că este în esență greșit. Nu e greșit. Dacă cineva îmi poate demonstra că este greșit, aș avea și eu să aud argumentul. Mă poate despărți distanța. Dacă vă uitați în epistolele lui Pavel, Pavel cere bisericilor să se roage cu el. Scris epistola, trecut 2 luni până a ajuns la destinație și după lunile alea frații s-au rugat. Așa o comunica lumea atunci. Dacă tehnologia ne permite să comunicăm instant, foarte bine. Ne putem folosi de asta. Nu aia e problema că te rogi la telefon cu un om al lui Dumnezeu. Problema e să găsești pe omul al lui Dumnezeu. Și să nu-L ispitești. Să nu-L ispitești. Să nu întrebi ce știi. Eu am luat o mamă de bătaie când eram mic de la tata. Că l-am întrebat ce am știut. Și-a zis, de mai întrebi a doua oară ce știi, mai mare porția. Că nu trebuie să întrebi ce știi, trebuie să faci ce știi. A întrebat ce știi înseamnă să ispitești. Un exemplu, că tot am fost întrebat. L-am sunat pe acest frățior, Daniel. Am avut o cauză înaintea Domnului foarte sensibilă. Situație personală, nu intru în detalii. Și nu mi-a răspuns la telefon. Dacă am văzut că nu răspunde, urgența acelui moment m-a făcut să sun pe un alt frate. Un om prin care, de asemenea, Domnul mi-a vorbit în situații. Și omul a răspuns pe loc și a zis, mă voi ruga Domnului pentru tine și îți voi transmite mesajul. Numai ce am închis și sună Daniel, primul profet. Frate Nelu, am văzut un apel de la tine, despre ce e vorba? Și am spus, Daniel, trebuie să fiu cu tine cinstit. Iată de ce am vrut să te sun. Dar pentru că nu mi-a răspuns, am vorbit cu un alt frate. Și pentru că am vorbit cu un alt frate, am rugămintea să uiți această conversație a noastră. Eu nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu întrebând 2-3 proroci și să-mi aleg ce-mi place. Nu. Uită de asta. Da. O să vorbim altă dată. La care el a zis, am înțeles, frate Nelu, dar dacă totuși Domnul vrea să-mi dea, eu te-o-i suna. Zic, eu nu te-am întrebat nimic. Fratele Nicu, Ani, în Viena, sună înapoi și zice, stă în față o vâltoare. Nu te băga în ea,
că de te bagi în ea nu mai ești de acolo cum te-ai băgat. Și Daniel imediat, frate Nelu, în față e o negură. Te întreb ce e acolo. Domnul zice, nu te băga acolo. De te bagi acolo, te pierzi acolo. Și te vor murdări. Stai unde ești, nu-i vina ta. Exact același mesaj. Dar dacă tot sudați la oamenii lui Dumnezeu, fiți onești, nu ispitiți și nu sunați la mai mulți. Că și în Biblie zice să nu fiți prea mulți învățători, că primiți judecată mai aspră. Și două, trei prorocii din mai multe părți vă poți încurca. Și știți unde vă încurcă? Când aia dreaptă de la Dumnezeu, o dai deoparte ca să iei pe aia altă care îți place mai tare. Deci, ajunge un telefon, ajunge o descoperire. Și dacă se întâmplă să fie a doua, faceți după testul spus de mine. Dacă s-o cotiți, că am zis înțelept. Fiți onești. Amin.